Bine v-am regăsit la un nou episod pe canal, eu sunt Ștefan, iar astăzi vorbim despre 5 lucruri pe care să le faceți pentru a fi mai productivi atunci când lucrați remote, de acasă, sau din oricare colț al lumii. Pentru că lucrurile se vor schimba și vom ieși și din casă. Vrem, nu vrem, izolarea asta ne schimbă întru totul modul de viață. Chiar și multe companii se reorganizează și își regândesc strategia de business. Poate chiar și tu lucrezi zilele acestea remote de acasă, ceea ce este foarte bine. Dar în același timp recunoaște, e mult, mult mai solicitant. Eu lucrez de acasă de mai bine de 3 ani de zile, iar astăzi împărtășesc cu tine 5 lucruri pe care să le faci pentru a fi mai productiv și eficient atunci când lucrezi de acasă. Casa este locul în care ne simțim cel mai confortabil, este spațiul în care stăm cel mai mult împreună cu cei dragi, este locul în care ne uităm la filme, ne jucăm, citim sau ascultăm muzică. Sau poate piesa asta. Sau asta. Ce zici de asta? Perioada asta merge foarte bine piesa asta. Dar cu toate astea, creierul nostru nu este programat să lucreze în mod obișnuit de acasă. Și tocmai de aceea, când se vede în acest loc, știe că e momentul să se relaxeze și să se destreseze. Tocmai de aceea e important să facem o reprogramare. Primul meu sfat este să îți faci un program, exact cum înainte știai că la ora 9 e important să fii la birou și pentru asta la 7:15 să rupi ușa pentru a duce copilul la școală și apoi a te strecura prin traficul aglomerat până la serviciu și a găsi loc de parcare până la ora stabilită. Ei bine, și acum e important să ai o oră la care să te trezești, o oră la care să mănânci alături de cei dragi și desigur o oră la care să începi treaba la birou. Partea bună e că nu mai ai de-a face cu traficul, deloc. Nu mai e stresul că găsești sau nu loc de parcare, că ajungi sau nu la timp să lași copilul și implicit să ajungi tu la primul meeting sau la birou la ora la care trebuie. Partea mai puțin bună este că e mai greu să faci switch-ul între acasă și birou. Tocmai de aceea e important să ai un program bine stabilit. La ora 9 încep, până la ora 12:30 lucrez. Formă mi-au o oră pauză de masă, după care mă întorc la treabă și lucrez până la ora 17:18. Dar la ora la care am spus că încep, încep, iar la ora la care termin, apoi aia e ora la care termin. Fără excepție. E important să rămână casa casă și biroul birou. Și că tot veni vorba de birou, e foarte important să ai biroul tău de acasă, spațiul tău în care să lucrezi. Să fii tu, taskurile tale și nimic mai mult. Cu cât e mai departe de pat, cu atât e mai bine. Mai ales în zilele în care e înnorat, poate chiar plouă, se aud și picăturile cum bat în geam, e liniște afară și se aude o voce dinspre pat venind. Hai, întinde-te, doar un minut. Trezește-te, e o capcană, să nu pici în ea. De evitat ca acest loc să fie la comun cu camera de joacă a copiilor sau cu o încăpere în care sunt și alți membri ai familiei. De ce? Nu din cauza distanțării sociale, ci pentru că te poți scoate foarte rapid din workflow-ul tău, în care și așa e destul de greu să intri. Găsește-ți un loc în casă pe care să-l transformi în birou. Nu ai nevoie de mult spațiu. Poate pe balcon sau cine știe. În debaraua aia în care ai tot aruncat lucruri pe care s-a pus praful și ai spus că o să te ocupi de ele la un moment dat. Ei bine, acel moment a venit. Amenajează-ți biroul astfel încât să fie un loc în care să-ți facă plăcere să petreci câteva ore pe zi. Scuze. El o să sune mult pentru că ești o persoană ocupată și foarte importantă. Și pentru că toți prietenii îți trimit memuri pe Facebook și WhatsApp. Când am început să lucrez de acasă, telefonul pentru mine a fost unul dintre cei mai mari dușmani. Pierdeam foarte mult timp pe Facebook și pe Insta. Ca să nu mai spunem că mă uitam foarte mult și la YouTube. Și alte cele. Știți despre ce vorbesc. Însă mi-am transformat dușmanul în aliat. Cum am făcut asta? Foarte simplu. Pornesc timerul, setez o oră și dau drumul. Și-l opresc.
În timpul ăsta mă apuc și de lucru, dar pe el îl dau pe silent. Și oricine ar suna în ora ce se scurge, nu mă interesează. Poate să sune chiar și papa de la Roma, nu mă interesează. Bine, dacă scrie pe ecran că e papa de la Roma, probabil o să răspunsă. Să văd ce face părintele. Îl ignor complet, îl pun deoparte și o să observ cum timpul are o altă valoare. Sigur că după ce se scurg cele 60 de secunde, el va suna. Si? Îl opresc și mai setez încă 10 minute. 10 minute de pauză de data aceasta, timp în care eu încep și citesc mesajele pe care le-am primit, reapelez persoanele ce m-au contactat și râd la toate mimurile pe care le-am primit de la prieteni pe Facebook și WhatsApp. Asta este momentul în care mă duc și la toaletă, în care îmi fac refill-ul cu apă și mă asigur că am tot ce am nevoie pentru încă o oră sau poate două. Se întâmplă uneori să meargă totul așa de bine și să fiu așa de concentrat încât după ce se termină o oră sau două, efectiv mai pun o oră și continui treaba pentru că lucrurile se leagă și simt că sunt în acel workflow, nu am nevoie de pauză. Cât timp merge timerul, nu te uiți la telefon. Deloc. Asta este sfatul cu numărul 3. Folosește-ți dușmanul ca aliat și folosește-l înțelept. Pe lângă telefon și calculator, pe birou mai țin întotdeauna și o agendă. Este agenda pe care o deschid de fiecare dată când ajung la birou și în care scriu ce am de făcut în ziua respectivă. Respectiv avem de filmat, de montat, poate am de apelat pe cineva sau de dat o comandă, de făcut o situație contabilă, de făcut o factură, de achitat o factură și așa mai departe. Aici îmi notez toate taskurile pe care vreau să le fac în ziua respectivă. Desigur, dacă e un task mai mare, îl împart în mai multe taskuri mici și pe măsură ce rezolv din ele, le și bifez. Când le bifez, mă arunc o privire peste lucrurile pe care le mai am de făcut în ziua respectivă, iar la final de zi, văd lista și văd câte lucruri am făcut. Mă ajută psihic pentru că am stat acasă, pentru că am lucrat de acasă, dar totuși am făcut atâtea lucruri și agenda asta mă face să vizualizez mai bine lucrurile pe care le-am de făcut și desigur lucrurile pe care le-am făcut. Așa că o agendă, un caiet, o foaie sunt mereu binevenite în care să vă scrieți lucrurile pe care vreți să le faceți în ziua respectivă. Ultimul sfat și cel mai important pe care ți-l pot da atunci când lucrezi de acasă sau remote este acela de a evita toate lucrurile care îți distrag atenția. Când ești acasă nu te controlează nimeni, ceea ce este foarte important, însă în același timp ești înconjurat de foarte multe ispite și e ușor să cazi în extrema cealaltă, mai ales în extrema social media. Creierul nostru știe că atunci când ești acasă este relaxat, este perioada în care se destresează, este fericit că este împreună cu cei dragi, este perioada în care se uită la filme, citește cărți, ascultă muzică și așa mai departe. Și e greu să facă switch-ul între muncă și casă, muncă și social life. Și atunci e important să ai o regulă pe care să o respecti fără excepție. Și anume, atunci când ești la birou, fără social life. Fără Facebook, fără Insta, fără YouTube, Amazon Prime, Netflix și așa mai departe. Fără ele, le poți avea atunci când ești în pauză, respectând timpul de pauză alocat. Le poți avea după ce termini programul, dar nu atunci când ești la biroul pe care ți l-ai amenajat în casă. Astea sunt cele 5 lucruri pe care să le faci pentru a fi mai productiv și mai eficient atunci când lucrezi remote. De acasă sau din oricare colț al lumii. Sunt lucruri pe care le-am experimentat în ultimii 3 ani de zile și la mine au funcționat. Sper să funcționeze și la tine, iar dacă și tu ai experiență în ceea ce privește lucratul de la distanță, ei bine, te aștept cu un comentariu. Sunt sigur că și eu am ceva de învățat din experiența ta. Și că tot veni vorba de zona de mai jos, ia aici un buton de share, apasă-l. L-ai apăsat? Așa, dă clipul ăsta cât mai multor oameni, să fim cu toții cât mai eficienți și productivi. Și tot aici e like-ul și subscribe-ul, pe undeva prin zona asta. Mi-ar plăcea să fim împreună de aici înainte pe canal. Și desigur, ne vedem în clipul următor.